Noi reguli pentru șoferi, un proiect de lege înregistrat recent la Senat, propune, printre altele, introducerea în categoria infracțiunilor a modificărilor făcute kilometrajului unui autoturism. Potrivit proiectului, modificarea indicației odometrului unui vehicul, solicitarea modificării indicației acestuia sau orice acțiune de natură să influențeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurși de un autovehicul va reprezenta o infracțiune și va putea fi pedepsită cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. N-ai voie. Nu, la kilometraj nu se umblă. Nu, bă, și eu am mașină, dar nu poți să umbli la kilometraj. N-ai voie. E corect. Asta se modifică, n-ai cum să modifici, numai în situații în care se distruge, se întâmplă defecțiune și cu aprobarea RAR-ului se poate face o asemenea, dar în rest nu. Aprobarea celor competenți se poate rezolva, dar altfel nu. Demonstrez că ai avut defecțiune, vine verificată și situația asta se acceptă, dar altfel nu cred. Documentul prevede că aceeași pedeapsă o vor risca și cei care pun în circulație o mașină cu kilometrajul defect, dar și cei ce comercializează astfel de autoturisme la care a fost modificat kilometrajul. Să fie cu închisoare, fiindcă se fac multe șmecherii. Să modifică kilometrajul și se întâmplă multe accidente. Toate valorile indicate de odometrele mașinilor din țara noastră se vor regăsi, după cum prevede proiectul, într-un registru electronic ce trebuie înființat și gestionat de Registrul Auto Român. Pentru ca această propunere legislativă să intre în vigoare, este necesar să fie adoptată de Parlament și să fie promulgată de șeful statului, ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial.